Nu uite și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Da. Am făcut el problema aceea, da. Suma Gauss. Hai să ne amintim din nou. Deci era vorba de 1 plus 2 plus 3 plus 4. O secundă. Cum cred eu că a plecat autorul? Deci autorul ăsta, când a compus exercițiul, a avut în minte o idee. În afară de faptul că noi am rezolvat-o și am trăit bucuria aceea imensă a faptului că am descoperit tehnica lui, acum eu am mai insistat un pic și mi-am propus să văd de unde a plecat el, care a fost sursa lui de inspirație. Cum au gândit el problema asta? Ca și noi să putem face probleme de tipul ăsta. Anume, el știe așa, plus 5 plus puncte, puncte plus 10, este egal cu 55. Da? Iar dacă ar fi fost suma și o altă sumă S2 egal cu minus 1, minus 2, minus 3, puncte, puncte, minus 10, egal cu minus 55. Deci care este cel mai mic număr și care e cel mai mare număr? Cel mai mare număr e 55 și cel mai mic e minus 55. Sigur că da. S-a creat un spațiu de la un interval de la minus 55 până la 55. Și aici el a spus așa, dacă eu voi modifica o singură cifră din prima sumă și îl pun cu minus, ce se va întâmpla? Adică, hai să construim o primă sumă. S1, 1. Sus. S1, 1. Care se însemne? Noi o să plecăm cu la întâmplare, cu 5, să zic, da? 1 plus 2 plus 3 plus 4 minus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 și plus 10. Știi tu cât face deodată suma asta? Da, 55. Face? 55. E cu minus din acolo. Da. 54. Nu, minus 50. Face? 50. Sigur? Da. Putem să adunăm? Da. Hai să vedem. Păi îl pun pe 5 la final. Așa. Și ar fi suma fără 5. Și știm că suma cu tot cu 5 este 55. Da. Și fără 5 e 50. Da, e 50. Bun. 1 și cu 10? 11. 2 și cu 9? 11. 3 și cu 8? 11. 4 și cu 7? 11. Câți de 11 ai până acum? 4. Așa? 44. Da. Și cu 6? 46. Nu. 50. 50 minus 5? Păi cum minus 5? Păi minus 5. Am la 44, am adunat pe 6. Și 50 și minus 5. 45. Foarte tare. De ce mă se întâmplă asta? Eu, parcă e o minune, o curiozitate maximă de prin ea. Uite așa că de la 5 până la 0 sunt 5 unități. De la 0 la 5. Minus 5, iar 5. Iar 5, ar fi deci minus 10. Plus 5 s-a adunat data trecută. Deci 5 și cu 6 făceau 11. Eu am face... era 40. Deci vezi tu? Faptul că spunem un singur minus 5, în dată suma scade cu de două ori 5. Că nu mai este plus 5 adăugat și
Iată, 5 scăzute și 10 unități, așa că deodată trebuia să spui 45. Da? Scade cu dublu. Da? Scade cu dublu. Da. Și acum, mai, noi în loc de minus 5 ăsta, dacă locul plus 5, putem să zicem minus 2 și minus 3. Fiindcă minus 5 egal cu minus 2, minus 2, minus 3, fiindcă minus 5 egal cu minus 2, minus 3, înseamnă că îndată putem construi o altă sumă, ies 1, 2, o dată sus cu 2, care se însemne 1, minus 2, minus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, care face tot 45. Păi acolo n-ar fi minus 2, e 4. Minus 2? Da, așa. Și 4. Și minus 3 ar fi 6 și ar fi 10. Și atunci nu-i bine tot 45? Da. Deci, pe minus 5 ăla dinainte, l-am scris, descompus, minus 2, minus 3. Da. Deci l-am rupt în două bucăți. Mai poate fi minus 5 da. Scris în alt mod? Da. Cum? Minus 1, minus 4. Corect. Deci o altă sumă, ies 1, 2, egală cu... Cât ai zis? Minus 1, plus 2, plus 3, minus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, egal cu 45. În concluzie, care ar fi problema pe care am format-o acum? Să se scrie toate variantele. Folosim plus și minus aici. Pentru care suma cifrelor, suma aceea să facă 45. Da. Este greșit, este compus de noi. Da. Deci, practic, ce am făcut noi? Imediat am sesizat că dacă o mișcăm pe 5, îl transformăm în minus 5, se duce dublu. Și, pe urmă, pe 5 trebuie să schimbăm variantele. 5 egal cu 1 plus 4, 5 egal cu 2 plus 3. 2 plus 3. Da? Dar poți scrie și 6 minus 1. 6 minus 1, ca și mai transforma în suma aceea pe doar minus 1. Că noi avem numai plus și minus la dispoziție. Da? Da. Și noi ori punem plus ori minus. Este doar atât de important. Să fie înțeles că minus 5 este ca minus 1 minus 4, nu? Și minus 5 este minus 2 și minus 3. Și așa s-au generat repede. Practic, doar cu 45, cu suma 45, câte sume de acestea? Două. Una, două și trei, una. Și ea în sine. Când în loc de 5 am folosit minus 5. Dar se poate și mai multe. Pentru că poți să-l pun și pe minus 6. Oh! Și pe minus 7 și pe minus 8. Păi da, bineînțeles că un alt ieșit, un alt rezultat. Deci, autorul știe că să se afacă așa încât suma cifrelor să facă nu știu cât. Da. Noi acum spunem că am ghicit, ne putem propune multe ieșiții în care să scădem nu numai o singură cifră, dar două. Da. Ia să vedem. Oare suma asta pe care o construim acum ies 3, să zic. În care să zicem 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte, plus 7, minus 8, minus 9 și plus 10. E egal cu cine? Dar vrea să-mi dai răspunsul deodată. Păi 55 minus 16 minus 18, 16 cu 18. Da? Da. Suma este 21. Deci se scrie folosind plusul și minusul încât suma să fie 21, ca și cum am pus noi ieșițiul. Acum, îți dai tu seama cam câte variante am putea construi? Da. Ia să văd.
4, pe 8 aș putea să scriu ca 7 plus 1. Așa. Pe 9 aș putea să scriu ca 7. Stai, lasă-l pe 9 fix. Deci 9 lăsând în fix, umbre numai la 8. Da. Păi, pot să scriu ca 7 plus 1. Deci am primit o primă sumă în care 8-ul este egal cu 7 plus 1. 8-ul mai poate fi și 2 plus 1. 8-ul e egal cu 6 plus 2. 8-ul e egal cu... Mai scriu ca 3 plus 5. 3 plus 5. Și 8-ul e egal cu... Și atât. 8-ul e egal cu 4 plus 4. Dar nu avem de 2. Deci rămâne atât. Da. Adică asta aici ar genera prima sumă care se însemne în loc de 1 și de 7 pune în minus și pe 8 îl transformăm în plus. Da. Deja am avea 3 sume. Minus 1, te rog să-mi spui, minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus minus 7 plus 8 minus 9 plus 8 minus 9 plus 10 egal cu 21. Da? Da. O altă sumă. 1 și 7. 6 și 2, da? Da. Adică 1 minus 2 plus 3 plus 4 plus 5 minus 6. Așa? Plus 7 plus 8, da, minus 9 plus 10 egal cu tot 21. Da. 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 plus 6 plus 7 plus 8 minus 9 plus 10 egal tot 21. Da. Deci așa se sună, tot 21. Iată tu, păstrându-l pe 9 fix, am generat repede câte? 3. Iar dacă pe 6 pot scrie ca 5 plus 1. Care? 6? Pe 6, scriu ca 5 plus 1. Deci, 8-ul mai avea și desfășurare, da, nu? Da. Ar fi în loc de 1 plus 2 plus 5, nu? Da. Deci, la rândul 6 ăsta, are și el descompunere. Pe 5 aș putea să scriu ca 1 plus 4. 1, dar ai folosit... Nu, jos. Aici, da? Da, 1 plus 4. 4 și 2 plus 3 nu mai avem. Nu. Deci vrei să spui, tu spui așa, că în continuare fiecare din astea mai generează. Da, deci ușor, ușor, eu... Te îndemn acum să înțelegi că numărul de variante este foarte interesant de găsit. Da? Da. Numărul de variante este foarte interesant de găsit, pentru că așa cum ai văzut mai devreme și ai spus tu foarte bine, șaptele ăsta... Nu, șasele, că șapte nu pot să mai scriu. Șaptele... 3 plus 4. De ce șapte nu mai pot să scriu? Da, 3 plus 4. Plus 4 și 5 plus 2. Da. Că 1 nu avea voie. Da. 5 plus 2. Deci... Încă o serie și după aia încă o serie din cele care le-am avut. Pentru deci, că... practic, este la nivelul acela în care tu trebuie să vezi unul să nu fie de două ori. Da. În desfășurare lui 8, da? Deci, în final, constatăm că numărul de variante pe care le poți genera este foarte mare, pentru că... Nu cred. Pentru că 7 are două variante. Da, bun. 6 are tot două variante. Adică cealaltă. 5 și 1. Și... 2 și 4 nu, că e 2 de așa. Și atâta. Sigur că ar mai avea una, pe 5 pot să scriu ca... 4 plus 1 și atât. Și 4 plus 1. Deci, de cauze... Ar fi încă... Câte una, parcă, generată, nu? Aici la câte... plus 2. Sunt 2 aici. Am 3, 4 și 6, nu, și 5, 2. 3, 4 și 5, 2. 2, 2 și acolo una. Și una, da? Da. Așa și 4. La cele care ai văzut aici, deci mai adaug și pe acestea. 7. Variante cu 8. Asta când ai păstrat pe 9. Cu alte cuvinte, dacă te ai fi avut numai pe 8 modificat, fără să fii și 9 simultan, pentru el ai fi numărat foarte bine toate variantele. Da.
Da, aș fi putut să am mai multe variante. Dacă îl lăsam pe 8 și pe 9, îi schimbam cu plus și puneam rezervele lor, cele care nu se dublau. Deci... Sfar, dacă... Dacă te gândești să găsești toate posibilitățile de aici, dar consumă acela care te opri tu. Da, cu 21, deci dacă îl înlocuiesc pe 8 și pe 9, pe 8 îl pot scrie ca... Deci 9 l-ai făcut fix, l-ai lăsat minus constant așa, da? Și le-ai mișcat pe celelalte. Poți să-l miști pe amândouă. Sigur că da. Da, eu îl sugerez până să-l miști, să-l lași pe 8. Păi da, îl las pe 8, după aia îl fac cu 9 și după aia rugulez cu câte două. Câte două, ca să le poți mișca încât în final să acoperi toate variantele. Toate variantele, da? N-ar fi multe. Deci, sesizăm că această formă de construcție este destul de interesantă. Da. Poți să o pune câte veghiști vrei de acum. Că pleci de la două, un număr sau două pe care le transpui. Mamă, dar sunt foarte multe atunci. Sigur că da, poate găsi pe toate, e o problemă interesantă, care necesită foarte... Toate vari, cu sumele cuprinse minus 55 și plus 55, nu așa trebuie să gândești. Ci pur și simplu să-ți dea un răspuns știut. 21. Pentru 21 toate posibilitățile. Pentru altă situație când ne vei folosi să-ți punem 3 numere din acestea, cu cât te duci mai sus, suma asta va fi mai mică, nu? Da. Și acolo fi numerele mari, ai posibilitatea să scrii în funcții de astea mici. Da. Da? Și felul ăsta îți dai seama de numărul lor. Noi, data trecută, ne-am străduit să înțelegem problema. Și data trecută ai remarcat că dacă schimbăm pe 1 în minus 1, minus 1 e 2. De fapt, distanța se mișorează de două unități, că de la minus la plus. Că am făcut acasă, am zis să fac și niște probleme Și acum, dacă am insistat din nou, că ești m-am dus cu minus 5, tentația este mare, spui, e 50. Da, doar scazi pe 5. Tu ești în stare să te ceri cu oricine. Numai că, vezi, este subtilitatea asta, negheșițiu, anume că în momentul în care scădem de acolo, de fapt scădem pe 10. Da. Că 5 s-a adunat data trecută, de mi-a dat 55. Că acum îl scad și pe cel cu minus și deci, pe cel cu plus. Deci pe acel cu plus nu mai există. Da, și e scăzut și acum deci 10 se duce de suma totală. Da? Deci este foarte interesant. Ai spus că ai făcut... Da, am făcut... Ești tu acela al doilea care... Da. Ți s-a părut... mai ușor. Ți s-a părut mai ușor de acolo. Ia să vedem și ăsta de aici. De 7 stele. Să vedem ce e gândim aici. Este posibil că există o alegere a semnilor plus minus pentru a avea egalitatea următoare? Stai, cum ai făcut acolo? Că nu știu. Mă interesează, stai că nu e simplu. Păi eu să-ți văd aici că... Oho! Știți, domn profesor, ieri am făcut cu 37, dacă mai țineți minte, numai că până la 10. La 425 ăsta, e secundă, că nu-i treaba simplu. Păi am adunat toate numele de la 1 până la 60, ultimul, nu mai știu, acum. De la 1 la 64 și mi-a hai dat... Hai să le spunem și prietenii noștri, că problema mi se pare interesantă, eu o citesc acum. Dar ai făcut-o cu număr mult, știi bine, abia aștept. Abia aștept să-mi spui exact cum ai făcut-o. Deci, avem așa, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, și așa mai departe, plus minus... până la 35, da? Da. Se facă egal cu 425. Nu până la 64? Păi eu văd până la 35.
vede greșit. Da, am greșit. Am uitat la exercițiu, da. Da. Deci până la 35 aici, să facă 4,25, e posibil de treaba următorul. Da. Deci distribui noi sumele astea. Păi dacă adunăm pe toate numele de la 1 la 35, ne va da 6 de 30. Deci, numărul maxim și numărul minim, să zicem, da? Deci, păi, să zicem așa. De la 1 până la 3, 1, toate adunate. Deci 1 plus 2 plus 3 plus puncte, plus 35. Deci ies max. Să zicem, nu sumă maximă. 1 da. Plus 2 plus puncte, puncte plus 35 este egal cu cât? 630. 630, sigur? Da, calculat eu. Adică media are medica aceea, nu? Da. 1 plus ultimul numărul lor. Deci egal cu, hai să vedem și 1 plus 35, ori câte sunt ele, ori 35 pe 2, da? Da. Și face 36 pe 2, se simplifică și face... Și face 18. 18 ori 35. 630. Fac 630. Da, da. Și m-am gândit. Ies minim, hai să facem așa, ies minim când le luăm pe toate cu minus. Minus 1, minus 2, minus 630. Minus 3, minus 35, face minus 630. Eu m-am gândit ca să aflu pe 425. Da. Am scăzut din 630 pe 425. Da. Și am aflat că îmi trebuie 205. Deci, să vezi cât a pierdut asta, da? Da. Deci, de aceea, din 630 scazi pe 425 și cât îți dă? 205. 205. Și eu, ca să apară 205, am scăzut minus 1, minus 2, minus 3 până la minus 10 și mi-a dat minus 55. Așa. De la 1 până la 10. După aceea, m-am gândit să scad numerele mari, precum 35, 34, 33 și 32. Și am ajuns la rezultatul... la 90. Am adunat de la 1 la 10 plus 35 și am dat 90. După ce am adunat 34 și am ajuns la 124. După aceea 33 și am ajuns la 154 și am adunat iarăși 32 și mi-am avut 186. Și dacă adunam 3, îmi dădea 200 și ceva. Și am adunat la 106, 19 și mi-a dat exact 205. Da. Adică, într-un fel, mi-am construit cu numerele care îmi trebuiau, minus 205. Și după aceea am scos din 630. Așa. Totuși, cred că pierd de vedere ceva foarte elegant. Deci dacă spuneam că pun numai loc de 1, pun minus 1, cât se face suma asta? 630 minus 2. Așa. 638. 628. Aoleu. Deci fii atent. Nu m-am gândit la asta. Asta e. Deci lovitura este că schimbând doar semnul, dublu, se dublează. A, păi atunci de la 1 la 10 am 55. 55 ori 2. 55 ori 2, 10. 110. Și mai 205 minus 110. Trebuie să compun celelalte numere. Deci eu dacă ți-aș fi spus așa. Vreau să vezi tu... Da. Să distribui plus și minus așa fel încât suma S să fie egal cu 629. Era imposibil. De ce nu e imposibil? E imposibil. De ce nu e imposibil? Pentru că dacă aș întoarce un număr din plus în minus, ar scădea 2. Și n-ar scădea 1. Și m-ar da 629. Totdeauna scal... Trebuie să bagi la 2? Ca să vezi. Și nu mai fi dat. Deci acum, diferența asta de 205 se te împart faci. La 2. Da, 205 nu se împarte la 2, știi?
Atunci, e posibil? Asta e. Și foarte bine te-ai dus. Foarte bine acționat. Dar pierderea asta de 205 trebuie să o vezi să împaci la 2. Ea știi bine să dublează, tocmai am atras atenția. Și atunci tu trebuia să împarți imediat pierderea în 2. Și până să te gândești ce sumă să facă minus 100, nu o să trebuie. 100, 205 nu o să împarte. Nu-i număr par. Cu alte cuvinte, în clipa în care faci indiferența, trebuie să dea un număr par. Dacă nu am două număr, poate să nu se poate. Nu se poate distribui. Nu putem distribui semnele acelea. Da? Da. Asta e șmecheria tare. Foarte tare. Deci diferența trebuie să fie număr par. Da. Ca să putem împărți la 2 și până să vedem din ce construcții facem noi acea pierdere. Dacă autorul era drăguț și ne dădea, nu 425, 420. 420, da, linișa. Deci dacă ne dădea... Până 210. Fiindcă suma totală, fiindcă s-a întâmplat ca suma totală să facă număr par. Da, trebuia să ne dea ca rezultatul număr par. Tot un număr par. Ca să ne dea 210, 210 îl împărțeam la 2. Și aveam deci, 105, 105 îl făceam, da. Dar în problema care am avut-o aceea, 1 plus 2 plus 3 plus 10, îți amintești cât a dat suma? 55. Da. Ei. A dat 55, după aia ne-a dat rest impar. Deci dacă ne dă număr dacă impar, suma totală... dă un număr impar, trebuie să ne dea rezultat impar. Ca să avem număr par. Dacă ne dă număr par, trebuie să avem număr par. Deci vezi? Câte șmecherii e aici. Deci autorul a intrat mai în adânc cu ieșițul ăsta. Mai în adânc. În afară de... Te prinzi tu că fiind aici număr par, diferența aceea care ți-o dau eu, suma să fie 425, diferența este de recuperat, este un număr impar și tu trebuie să dai în două, că știi tu că da. Te prinzi de panta asta, dacă nu te prinzi. Dacă nu, acum am ce acolo, să caută, nu știu ce, le căutai. Dar tot timpul știi că e dublu pierderea. Și de aceea te întorci înapoi, să vezi dacă se poate face așa. În condițiile în care el ne-ar fi dat 210. 210. Împărțeam... Deci dacă ne-ar fi zis că e cât aici, am zis 420. 20. Deci suma să fie 420, da? 420. Bun, modificăm noi asta. Da. Ar fi fost 210. Atunci, 420... Ar fi fost 210. Așa, 210. Și 210 împărțim la 2. Vine 105. Face 105. Și acum să vedem dacă există da. Numerele. Vei de la 1 până la 10, este 55. 55 ori 2, 110. Deci, de la... noi am pățit-o dacă îmi doi. Da. Deci acum 105 trebuie să facă. A, păi de la 1 până la 10 avem 55. 55. Plus 35. Avem 90. Așa. Păi dacă mi-am 90, ne-ar mai trebui 15. Și mai am 15 și gata. Și pe 15 luăm cu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 și 35. Deci, 1, 3... 1, 2, 3, 4, 5 până la 10. Cu minus. Da. Minus 15 și minus 35. Și am terminat problema. Și gata problema. Deci, prieteni, dacă facem calcul ca să-i convingem, da. Da? Deci minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10.
Da? Plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, minus 15, plus 16 și mai departe, până la 34, minus 34, minus 35, asta ar face, suma asta ar face cât? 490. Se convinge pe prietenii noștri că așa este, pentru că aici, ăștia de minus până aici fac minus 55. Minus 55. Cu minus 15. Da, sau cum mai întâi cu minus 35, ca să... Și minus 35, nu are importanță. Și face 5. Păi minus, deci, 55 plus 35 ne dă 90. Și ca să ajung... Și bine, 105. Minus 105. Da. Dar înmulțit cu 2... Avea 205. Face 205, minus 205. Da? Asta ar fi pierderea din toată suma aceea. Da. Și cum suma maximă este 630, din 630, minus 210. Așa, 210. Știam de ce arată acolo 20. Da. Deci, din 630, dacă scădem pe 210, dăm 420 și gata problema. Te-ai convins? Da. Nu știu, pentru că am făcut problema asta, după aia am făcut una și nu știu cum mi-a venit în cap că trebuia să scriu de două ori. Asta e miezul problemei. Asta e miezul problemei. Deci în clipa în care ești pe fază și prinzi eglișițul de aici, totul merge ușor. Dacă acum ai înțeles, poți să formulezi și tu probleme. Da, deja am formulat una. Te rog. Hai să facem, să vedem chiar în fața. Păi asta ziceam, că am lucrat problema asta, nu mi-am dat seama și pe aia am făcut alta și am făcut așa de două ori. Nu știu ce am avut. Deci, sigur că sunt mai multe variante. Te-ai ocupat acolo minus 35 și minus 15, dar sunt multe posibilități. Da, să schimb, să nu iau de la 1 la 10. Dar are importanță, dar important este că... Cam găsit una. Trebuie să te... Înțelegem. Da, să înțelegi bine și... Construcția în sine, cum ai văzut-o. Da. Deci, esențial este, da? Da. Formulează regășițiul așa, suma până nu știu unde. Dar l-am făcut deja. Zi, te rog. Deci, avem suma plus, plus minus 1. Care e plus minus 1. Plus minus 2. Plus minus 3. Plus minus 4. Plus minus puncte puncte la 10. Egal cu minus 17. Așa, egal cu și minus 17. Aveți voie să realizați, să schimbați doar două semne. Mai multe două semne nu puteți. Deci, numai atât. Da. Deci, fie o alternanță, ori numai cu plus, ori numai cu minus, nu? Sau nu, cu... deci, da, trebuie să schimbați două semne ca să vă dea minus 17. Altfel îmi spui tu așa. Că ar fi minus 1, nu plus minus, doar minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, până la minus 10. Ștergeți plusul. Nu, hai să formăm în cadrul general. Fie suma asta cu plus minus, minus, plus minus, găsiți voi o variantă pentru care suma să fie minus 17. Nu? Poate să fie așa. Găsiți o variantă pentru care suma să fie minus 17. Mi-o pui mine. Da. Dar vreți să vă ajut. Nu? Nu, stai, ar putea să-ți cer ajutor, Maria. Păi mi-e ușor dacă cer ajutor. Normal. Nu?